Meci de mare încurcătură la Tulcea, în etapa a 10-a din Liga Secundă la fotbal. Echipa locală Delta, aflată pe poziția a doua, va primi replica ocupantei locul 4, Săgeatana Vodari. Cele două combatante se cunosc foarte bine și din acest punct de vedere nu au cum să se surprindă. Antrenorul Aurel Șunda se confruntă cu reale probleme de efectiv. Florin Popa, Bold și Liviu Rusu sunt accidentați, iar Apostol și Diaby suspendați. În plus, gazdele au avut liber în intermediarea de miercuri și se presupune că vor fi mai odihniți la ora jocului. În ciuda acestor impedimente, experimentatul tehnician Dan Vodarean crede că echipa sa poate să revină cu puncte din această deplasare. Meciul Delta Tulcea Săgeatana Vodari este programat pentru sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Delta. În runda 10-a, echipele FC Batoșani, CF Brăila și Dinamo 2 stau, iar CS Otopeni și Sportul Studențesc se întrec în meci direct pe terenul primei echipe.